Astăzi suntem în continuare acestei serii de predici în psalmii ascensiunii. Da? Câteodată vom studia câte doi dată, pentru că credem că sunt legați unii de ceilalți. Psalmul 122 vorbește despre închinare și psalmul 123 vorbește despre slujire. Okay? Nu poți să slujești dacă nu ești închinător. Asta e clar. Okay? Deci trebuie să treci pe la închinare ca să ajungi la slujire. Și întrebarea cu care vreau să deschid astăzi este următoarea. De ce ai venit astăzi la biserică? Hai, foarte simplu. De ce, ai, de ce te-ai îmbrăcat în hainele cele mai bune? Te-ai suit în mașină, în tramvai, în autobuz? Ai venit cu pe De ce ai venit astăzi la adunare? De ce, de ce ai venit aici? Și răspunsul este ai venit la închinare. Nu? Ai venit să te închini, corect? Una din uh, chinurile pe care le are un păstor, nu m-au zis pe mine plângând mă prea des, este când stai de vorbă cu cineva care îți spune motivele pentru care nu vine la biserică. Și de ce spui că e un chin? E un chin să stai cu o față așa foarte plină de pace și să-i asculți toate motivațiile fără să te schimonosești. Ele sună în felul următor. Când eram mic, mă obliga mama să vin la biserică. N-am voie să fac asta. Uh, e singura zi în care pot să dorm și eu mai mult. Sunt prea mulți ipocriți în biserică. Le-ați auzit pe astea? Realitatea este că un om ce vine la închinare este un om liber. Și un om ce nu vine la închinare este un om care este legat. Da? Aici ne-am învățat nou sugar da? Nu vă spunem numai povești frumoase ca să arătăm bine. Vă spunem exact ce spune Scriptura. Da? Oamenii liberi sunt cei care decid, nesiliz de nimeni, să vină la închinarea publică și să laude împreună pe Domnul. Puteți spune asta, amint, că e foarte adevărat. Da? Este unul din actele importante ale vieții de ucenicie. Psalmul 122 este cântarea unui om liber care vine de bunăvoie la închinare. Nu? Câți de aici ați venit obligați de cineva la biserică, în afară de adolescență? Nu prea cred, nu, 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 nu prea există, nu prea există. Poate ai venit că te-a bătut soția la cap sau soțul, dar asta nu ține. Nu ține. Asta merge la un moment dat, până la un moment dat. Dar cândva în viața ta va trebui să decizi dacă vrei să vii Singur, în prezența Sfinților, cum ne place nouă să spunem, și este biblic, să vii să te închini înaintea lui Dumnezeu. Este o decizie liberă, înainte de orice. Mă bucur când mi se spune, haidem la casa Domnului. Vedeți, închinarea nu este forțată. Și Psalmul acesta evidențiază trei lucruri foarte importante. Închinarea ne oferă o structură funcțională de viață. Da. Le Ai gândit vreodată la asta? Toată viața noastră este centrată în jurul închinării. Noi suntem o altfel de rasă de oameni. Toată viața noastră este centrată în jurul închinării. Și e foarte important să înțelegem inima psalmistului și inima lui Dumnezeu, pentru că psalmul 22, spuneam, este un psalm al închinării. Da? Apoi, închinarea aceasta... Hrănește nevoia noastră de relație cu Dumnezeu. Nu știu dacă te-ai te, te pus întrebarea. Când te-am întrebat de ce ai venit aici, ai venit aici pentru că ai o foame de Dumnezeu. Ai venit aici singur și neselit de nimeni pentru că ai această nevoie în tine adânc. Ai nevoie de Dumnezeu. Dumnezeu este Cel care te-a adus până aici? Dumnezeu este Cel care te binecuvintează în fiecare zi? Și Dumnezeu este motivul principal pentru care noi venim aici. Apoi, închinarea ne concentrează atenția asupra deciziilor lui Dumnezeu. Și asta înseamnă cuvântul lui Dumnezeu. Și acum să vorbim despre structura această funcțională de viață. Ne uităm la psalmist care spune, Ierusalime care ești zidit ca o structură întreagă. Foarte interesant. Știu foarte bine că evrei urcau spre templu Cântau acești psalmi ca să meargă să se închină înaintea lui Dumnezeu. Și, de fapt, ceea ce spune psalmistul aici spune cetate bine zidită ca un loc de închinare. Auziți? Care este scopul, funcționalitatea cea mai importantă a Israel, a Ierusalimului, pentru care noi le rugăm în fiecare dimineață. Zice că acolo toate semințiile urcă ca să se închină înaintea lui Dumnezeu. De asta ne neurocirea care este acum acolo. Și nu se va termina, vă spun asta. Până nu vine Domnul Isus, acolo nu se termină. Da? Poți să vină orice șef de stat să spună că are un plan, mă face să râd. Și râd foarte bine. Pentru că acolo nu se termină de când când coboară Prințul Păcii. Binecuvântat să fie numele său. Dar funcționalitatea Ierusalimului este să ne dea nouă credincioșilor, dacă vreți, ideea despre cum va fi acolo în cer. Vedeți, pentru un evreu, Ierusalimul nu era numai un loc al conducerii politice, nu era numai un centru geografic, este și mijlocul Israelului, ci era centrul închinării. Da? Când evreul mergea la Ierusalim, vedea cele trei realități extrem de importante pe care nu numai evreii trebuie să le știe, ci și creștinii de astăzi. Dumnezeu te-a creat, Dumnezeu te-a răscumpărat, Dumnezeu te-a asigurat. Binecuvântat să fie Domnul. Ăștia sunt parametri în care trăim noi astăzi și pe care trebuie să-i înțelegem. Versiunea King James traduce așa, Ierusalimul este zidit ca o cetate care este compactă împreună. Sau altă traducere spune, este o cetate care are unitate în ea însăși. Adică Ierusalimul este construi, construit, era construit și era o, o metaforă arhitecturală care, care de fapt vorbește despre închinare. Acolo nu era niciun zid determinat, nici o fereastră care ieșea puțin mai la dreapta, puțin mai la stânga, era gândită toată cetatea aceea ca să simbolizeze de fapt închinarea. Pentru că ce spune Psalmistul? Spune că acolo la Ierusalim urcă toate triburile, toate semințiile pământului. Acolo merg să se închine. Și asta este adevărat și cu privire la noi. Noi, e drept astăzi, nu ne mai închinăm spre Ierusalim, ci ne închinăm spre Sprințul Cerului, Iisus Hristos, care este Domnul nostru. Dar ce e interesant, că venim la biserică, în adunarea sfinților, o mulțime de oameni, de vârste diferite, statut social diferit. Uh, suntem așa de diferiți și totuși venim și ne închinăm ca una. Nu? Toți, sau îmi place să cred că majoritatea, ați cântat același cântec. Nu a venit unul așa și altul a cântat poporașul meu aici. Nu. Nu că avem probleme cu poporașul meu. Nu, nu, nu. Dar toți am cântat aceleași cântări. Toți ascultăm același cuvânt, toți rostim același amin. Ce înseamnă asta? Asta este o structură, dacă vreți. Asta este dacă ne oferă acea unitate de care vorbește psalmistul. Ierusalime, tu ești făcut dintr-o bucată. Tu ești unitatea sine însuși. Deci închinarea ne oferă o structură funcțională pentru viață. Închinarea. În închinare suntem toți una, spuneți toți, una. Una. Apoi este o poruncă. Închinarea este o poruncă. Haidem la casa Domnului. Nu, îți sugerez să mergi la casa Domnului. Ar fi bine ca duminica dimineața să mergi la casa Domnului. Îți propun, îți trimit un text, uh, uh, îți propun să mergem la casa Domnului. Nu, nu, nu. Haidem la casa Domnului. Un alt motiv pentru care venim noi la închinare este pentru că aici ne alimentăm acea sete, acea foame pentru Dumnezeu. Pentru că vedem de multe ori păcătuim, ne compromitem, descoperim totuși că Dumnezeu nu ne părăsește, nu ne lasă, ci în fiecare zi este acolo credincios lângă noi. Nu pleacă, nu pleacă și asta ne determină să venim din nou la închinare. Pentru că înțelegem că aici căpătăm har. Îmi place în generația asta, îmi place că slujesc mileniali. iubesc mileniali. Milenialii au o întrebare. Și ce se întâmplă dacă n-am chef? Nu? Totul e despre chef în zilele noastre. Păi dacă nu am chef să merg la biserică, m-aș simți ipocrit să vin la biserică când n-am chef. Așa că voi sta acasă și când îmi va veni cheful, voi veni să mă închin și eu la biserică. Am discutat despre faptul că uh, creștinul nu face nimic a forțat. Oamenii vin aici de bunăvoie, vin cu bucurie aici. Dar n-am spus niciodată că noi venim aici când avem chef. Fiți atenți ce vă spun. Foarte important. Sentimentele ne mint. Sentimentele ne mint. Nicăieri nu găsim în Biblie pe unde un Apostol care spune, ascultați-vă inima. E foarte important cum simțiți. E foarte important cum te-ai simțit ieri sau astăzi dimineață când te-ai trezit. Sentimentele ne mint. Spune celui de lângă tine sentimentele te mint. Da. El corazón te miente. Pentru cei care știți spaniola. Ha, v-a plăcut asta. Da, da, el corazón, corazón. Sunt ăștia care vă uitați la telenovele. Sper că nu sunteți aici. Inima te minte. Inima te minte, ascultă-mă bine ce spun. Dacă creștinii s-ar închina numai că n-au chef, ar fi, ar fi puțină închinare. Puțină închinare. Dacă creștinii nu mai ar aștepta așa, un sentiment cald, să venim aici împreună. Paul Scherer spunea, Biblia pierde foarte puțin timp cu modul nostru în care ne simțim. Da, asta nu este cel mai important. De câte ori simți că trebuie să mergi la școală? Dacă ar fi, dacă m-ați întrebat despre istoria mea că eu nu mai merg la școală, uh, cred că în săptămâna, uh, după ultima săptămână din vacanță de vară, era cam plictisitor, ce să spun. Cam atunci, parcă simțeam, dar am trecea repede după o săptămână, când veneau temele. Nu mergem la școală pentru că simțim că trebuie să mergem la școală. De câte ori ca soț ai chef. Sau simți că trebuie să ai grijă de copii, de soție, de job? Te trezești dimineața când sună ceasul și spui Mamă, ce chef am să merg la lucru! E noaptea afară, îți cu ochii plini de puchini, am un chef nebun să merg la muncă. Nu! Te duci chiar dacă n-ai chef. Și după ce te duci, te feliciți că te-ai dus și că n-ai ascultat de sentimentele tale, corect? Absolut! Termini școala, ai un job îți iubești soția și copiii și ai grijă de ei, ești respectat și asta e tu cea mai mare nevoie ca soț, da? Cam o să vorbim despre asta în weekend la Remarcabilă, nu vreau să o iau înainte aici. Dar, atenție mare, trăim, un scriitor spune așa, trăim epoca senzației. E totul despre senzație în societatea noastră. Credem cumva, societatea asta ne minte că trebuie să, simci, să simțim ceva pentru ca acel ceva să fie autentic. Și e o minciună majoră. Pentru că sentimentele și inima ne mint. Înțelepciunea lui Dumnezeu spune altceva, spune ceva diferit. Că putem acționa fără ca neapărat să simțim. Și după ce acționăm, ne vom simți bine. Așa este. Care de aici? Nu vă spun să ridicați mâna. Dar sunt mulți aici care merg la sală din când în când. Da? Pe unii vă văd, mergeți mai mult din când în când. Se vede pe voi, imediat se vede. Bom, ai simțit din prima săptămână că vrei să mergi acolo? Nu, în prima săptămână te dureau toate. Îți trebuia măcar să te ridici din pat. Mm, mm, mm. Nu? Nu? Dar de ce continui să mergi? Pentru că ți-ai dat seama că nu trebuie să asculți sentimentul, ci după ce ți-ai făcut exercițiile, ai făcut dușul, the feeling is great. Abia atunci simți că ai făcut ceea ce trebuie. Ei bine, exact așa este la închinare. Poate nu simți dimineața că trebuie să mergi, dar vii aici, primești un cuvânt. Rostește o rugăciune, cânti împreună cu congregația și deodată simți, da, sufletul te recompensează, spune, da, ești în locul potrivit, binecuvântat să fie Domnul. Deci, închinarea ne oferă un sistem, închinarea ne hrănește această nevoie după Dumnezeu, sufletul nostru strigă, deși nu simțim de fiecare dată, și apoi venim aici ca să primim un cuvânt. Un cuvânt. Uh, cuvântul lui Dumnezeu. Un al treilea motiv pentru care continuăm să ne închinăm este că atenția noastră aici este concentrată spre deciziile lui Dumnezeu și deciziile vin cu cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că Psalmul 122 descrie închinarea ca fiind locul unde sunt scaunele de domnie pentru judecată, scaunele de domnie ale casei lui David. Acum, cuvântul judecată în Scriptură, Înseamnă, judecat înseamnă cuvântul decisiv al lui Dumnezeu pentru a îndrepta toate lucrurile. Noi credem că judecata înseamnă altceva, critică sau nu. Judecata în ebraică înseamnă cuvântul potrivit, nevoit, al lui Dumnezeu pentru a îndrepta lucrurile. Și asta este cuvântul pe care îl primim noi în închinare. De câte ori n-ai venit în casa lui Dumnezeu și ai auzit un cuvânt și ai zis, ăsta e pentru mine. Și poate nu l-ai auzit la predică, l-ai auzit la cântare. Poate nu l-ai auzit la cântare, l-ai auzit la predică. Dar aici venim. Pentru că mintea ne este reîmprospătată când auzim judecățile lui Dumnezeu sau cuvântul lui Dumnezeu care judecă inimile noastre și ne pune pe calea cea dreaptă. Am zis mai de mult celor de la închinare să scoată toate cântările care vorbesc despre mine și despre cum simt eu mă simt singur, bătut, cu vântul în față, cu ploile în față, dar totuși eu mă încred în tine. Puh. Închinarea nu este despre noi, închinarea este despre El. Închinarea nu este despre cât de greu mie mie sau cât de greu ție e, ci închinarea este despre Cel care a beruit toate lucrurile, Cel care a stat pe cruce, Cel care a fost mort, dar acum este viu în vecii vecilor. Amin. Pur și simplu nu există loc în lumea asta care să facă toate lucrurile pe care le-am descris. Închinarea publică este cu atât mai prețioasă cu cât uh, când ne adunăm aici la oaltă, ne focusăm împreună ca un grup, ca o familie numeroasă, atenția spre Dumnezeu. Și atenție mare, sunt unii care zic, mai nu trebuie biserică, pot să stau acasă. Ascult o cântare, îmi citesc Biblia, ascult-mă ce spun. Ce faci tu acasă, este bine, este prețios, dar nu se ridică niciodată la valoarea venirii aici, în congregație. Pentru că, de multe ori, lectura noastră din scriptură poate să fie în mod inconștient uh, uh, condiționată de cultura noastră, limitată de ignoranța noastră sau chiar distorsionată de anumite prejudecăți. În închinare! Dumnezeu vorbește în Biblie că se adresează întregii congregații, mare congregație. Norul acela de martur vorbește despre marea congregație. Aici unde scritorii folosesc cuvântul ca să compună cântări. Aici unde venim și în închinarea noastră publică, atenția noastră este concentrată întotdeauna spre cuvintele personale și decisive a lui Dumnezeu. Și aici, mai important ca orice, Primim pace și siguranță. Aici primim pace și siguranță. Rugați-vă pentru pace Ierusalimului. Cei ce te iubesc să se bucure de odihnă. Și îmi place așa de mult că această cetate extraordinară, Ierusalimul, care este, dacă vreți, o metaforă a cetății cerești, da? Noi mergem la Ierusalim acum să ne bucurăm de, de ce a fost odată, dar niciodată nu ne gândim că Ierusalimul actual este acolo, locul acela, ci știm că va fi un Ierusalim ceresc. Dar îmi place că Ierusalimul ăsta este format din două cuvinte care au o însemnătate specială. Primul este shalom, nu? Și shalom ăsta este un cuvânt extrem de bogat, pe care nu poți să-l înțelegi numai dacă te uiți la definiția din DEX. Shalom adună toate aspectele holistice care rezultă din împlinirea voinței lui Dumnezeu în noi. Este lucrarea lui Dumnezeu care este liberată în inima noastră și ne dă nouă pacea, ne dă nouă împlinirea. Vă spuneam eu și cei care au studiat împreună cu mine The Jesus I Never Knew, Uh, uh, vorbea autorul acolo despre faptul că de fiecare dată când Isus vindeca, de fiecare dată când Isus predica, de fiecare dată când Isus învia din morți, el restaura pe oameni la șalom. Pentru că el dădea pacea care era în inima lui. Shalom înseamnă mai mult decât o pace din asta pe care o auzim la știri, ci este o pace care vine. Din inima lui Dumnezeu, fiecare vindecare a lui Isus a fost o demonstrație de șalom. Pace, șalom, și apoi șalva, care înseamnă prosperitate, care nu are nimic de a face cu poliție de asigurare, conturile bancare, stocurile de arme pentru țări, nu. Înțelesul este și Cornelescu a tradus foarte bine, odihnă. Înțelesul este de odihnă, atitudinea relaxată a celui care știe că totul este în regulă atât timp cât Dumnezeu este cu noi în Isus Hristos Domnul. Ce frumos este numele ăsta Ierusalim, Ierusalimul. Locul unde avem pace cu Dumnezeu și locul unde avem odihnă în Dumnezeu. Închinarea adevărată, atenție mare, este o pe care o experimentăm știind că fiecare moment al existenței noastre este trăit sub mila și harul lui Dumnezeu. E frumoasă definiția asta. Este exact ceea ce trebuie să știm noi, astăzi. Asta este închinarea adevărată. Da? Închină închinătorul adevărat, spuneam la început, devine automat slujitor. Da? Pentru că nu poți să mai te închini și după aceea să pleci acasă să faci iar lucrurile rele pe care le-ai făcut. Nu, 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 nu. Trebuie să te închini și apoi să fii un slujitor adevărat. De altfel. Uh, hint, uh, vă dau un mic secret, știu despre temperatura spirituală, nu după felul cum te închini, ridici mâinile, plângi aici, ei decizii noi, ci despre felul cum îți trăiești timpul liber. Ce faci tu în timpul liber? Nu? În timpul liber, te-ai pus la dispoziția lui Dumnezeu cu tot talentul tău, cu toate talentele tale, cu toate aptitudinile tale, sau stai relaxed, chill, în Netflix. Okay? Nu că e rău neapărat să te uiți la un documentar pe Netflix, ci dacă stai toată ziua pe Netflix sau la gaming. E foarte important să facem o diferențiere. Da? În termeni generali, că acum am trecut la psalmul 123, este psalmul slujitorului. Da? În termeni generali, slujirea este o dorință, o muncă și o acțiune pe care, în care o persoană acționează nu conform propriilor scopuri sau planuri. Okay? Asta înseamnă slujirea ci în vederea scopului altei persoane și conform nevoii și dispoziției și îndrumării altora. Despre asta e slujirea. Un slujitor, ne am obișnuit cu cuvântul ăsta slujitor că nu mai înțelegem. Când, în termenii biblici, slujitor nu seamă sclav, rob. Robul nu face ce vrea el. Dulos, ăsta este cuvântul pe care se recomandă Pavel în romani. Dulos, rob, cel care are jugul acela al robiei. Da? Ăsta nu face ce vrea el. Știu că trăim într-o societate în care toată lumea se uită după o independență. Dar independența absolută sau, cum spuneam noi aici, autonomia, este o iluzie, este o himeră. Ori ești robul lui Dumnezeu, ori ești robul zeilor, al dependențelor. Ok? Despre asta este slujirea. Da? Psalmul 123, dacă vreți, este un exemplu de slujire. Ce este slujirea? În primul rând, slujirea este poziționare. Spuneți toți, poziționare. Fiți atenți. La tine îmi ridic ochii, la tine care locuiești în cerul. Ce face asta? Este poziționare. Eu îmi ridic ochii, la tine care ești în cerul. Mă poziționez sub tine, sub autoritatea ta. Te-ai gândit vreodată la asta? La tine îmi ridic ochii, care ești în cerul. Slujirea începe cu o privire în sus la Dumnezeu. No. Mai sunteți aici? Mai, mai rezistați puțin? E foarte important să înțelegeți lecția asta. El este deasupra noastră. da. Servitorul, am să folosesc cuvântul ăsta, că slujitorul pentru noi uh, intră și iese și nu prea înțelegem. Servitorul este cel care își asumă poziția și se uită la autoritate pentru a împlini voia. Ăsta face servitorul, ăsta face slujitorul. Își asumă o anumită poziție de supunere față de autoritate. Acum fiți atenți. Urechile celor din 2023, secolul 21, milenialii. Fiți atenți. De multe ori, noi avem o cu totul altă postură. Și vă spun cum. Noi ne uităm în jos. Ce pot să fac? Ce pot să fac? Ne apucăm de treabă, ne prindem urechile și apoi când am dat cu capul de... Hmm, ne uităm în sus. Doamne, dar nu rezolvă treaba asta. Și venim la biserică și trimitem motive de rugăciune. Dar noi nu ne-am asumat de la început poziția slujitorului. Care spune, Doamne, îmi ridic ochii către tine ca un slujitor, ca o slugă care se uită la mâna stăpânului. Doamne, eu vreau să fac ceea ce îmi spui tu. Majoritatea creștinilor de azi, cu durere, spun, se uită întâi în jos să vadă ce pot să facă ei, cu talentele lor, cu relațiile lor, cu șmecheria lor. Oh, cam aici a venit să spunem lucrurile pe, pe drept. Și după ce au făcut ce au putut ei, când au dat un bar, spun, Doamne, dar hai bine, cuvintează și tu ceea ce, ceea ce fac eu. Atenție, slujitorul își asumă această poziție. De multe ori ne gândim la religie. Ca la o birocrație, de asta îndepărtată, condusă misterios și solicităm asistență numai când avem nevoie. Și mergem la filială locală, care se mai numește și biserică, și la funcționarul lui Dumnezeu, care se mai numește și pastor, nu? nu? Când ajungem la pastor, când e dezastru. Și atunci mergem și spunem, trebuie roși pentru mine. Și împreună să-i cerem lui Dumnezeu să-mi rezolve toate prostiile pe care le-am făcut, pentru că nu m-am uitat întâi la el. N-am cerut întâi harul lui. Și m-am uitat să văd ceea ce pot să fac eu. Și apoi mergem acasă și așteptăm ca Dumnezeu să livreze. Da? Și nu se întâmplă așa. Pentru că e normal să nu se întâmple așa. Ok? Este absolut normal să nu se întâmple așa. Slujitorul își asumă poziția de autoritate. Da? Dacă aș avea un leu, vă mai spun eu, dacă aș avea un leu, de câte ori am auzit, eu am intenționat să fac bine. Dar e și rău. Da, dar l-a întrebat pe Domnul. Voi credeți că atunci când David conducea oștirile, cel mai mare rege al lui Israel și despre Hristos se spune că era fiul lui David. Când spune acolo Scriptura că el făcea pauză și spunea am să-l întreb pe Domnul. Voi credeți că asta e doar o chestie veche a Vechiului Testament? Noi nu mai trebuie astăzi. Noi nu mai trebuie. Noi avem înțelepciune, noi știm. Nu, nu. nu. David își asuma poziția. Atunci când au prădat și le-au răpit familiile și le-au luat toate averile când David era cu soldații la luptă. Când s-au întors înapoi și n-au mai găsit nimic acolo, în loc să pună mâna pe sabie, atenție, David era un războinic. De asta n-a putut să construiască templu. Era un războinic veșes, crud. Da? El în loc să facă ceea ce era natural, el se poziționează și spune trebuie să întrebăm pe Domnul. Până acolo că toți Borfașea care erau în jurul lui au spus, trebuie să-l omorâm pe ăsta. Îi tăiem capul lui David. De ce? Ăsta nu merge să se lupte, pentru că noi avem putere, dar David a vrut să arate că dacă este cineva care dă biruința, ăla este Domnul. O mulțime dintre voi faceți multe lucruri pentru Domnul, dar nu v-ați asumat încă poziția de autoritate, de supunere a autorității. Ce spune psalmistul aici spune că înainte să fii slujitor, eficient, trebuie să te așezi sub autoritate. Cum se uită robul la mâna stăpânului? Așa mă uit eu la Dumnezeul meu. Știi ce se întâmplă când tu faci și apoi ceri ajutorul? Ești un mic întreprinzător. Încă ne place asta acum. Antreprenor acum, mai nou, nu mai este antreprenor. Suntem antreprenorii Domnului. Mergem și facem, derupem tot, și ne trezim la sfârșit că n-a ieșit nimic. N-a ieșit nimic pentru că n-ai început cu întrebarea: Doamne, ce vrei să fac eu? Ce vrei să fac eu cu viața mea? M-am bucurat săptămâna asta, am vorbit cu un, unul din antreprenorii noștri care mi-a spus, atâta am luptat și atât am făcut în dreapta și în stânga, de aproape m-am distrus fizic. Dar acum am ajuns la înțelepciunea, mi-a dat Dumnezeu lumină că trebuie să-L întreb pe El și acum nu fac nimic până nu spune El. Vreau să dezvolt această natură în mine, natura slujitorului, binecuvântat să fie Domnul. De câte ori îi mulțumești lui Dumnezeu pentru rugăciunile la care nu ți-a răspuns? Noi, noi tot îl cerem, îi cerem, îi cerem și ignorăm faptul că El nu ne răspunde la multe. Da? Băiatul ăla, ascultă-mă, ești tânără și necăsătorită, băiatul ăla care te-a făcut să suferi, pentru care te-ai rugat și ai postit și ai zis, Doamne, ăsta e băiatul. Și n-a vrut să fie cu tine, n-a mai fost cu tine, s-a dus căsătorit cu alta și acum vezi cum o chinuie pe aia. E mulțumit Domnului că nu ți a ascultat rugăciunea. Ha? Ei mulțumim mulțumit, Domnul, Domnul s-a îndurat, s-a îndurat mult de tine. La job te-ai rugat pentru poziția aia, Atâta te-ai rugat ce ai postit și a primit-o colegul. Mm. Și acum îți dai seama, după câțiva ani de zile, că Dumnezeu te-a păzit pentru că colegul a luat jobul ăla și a divorțat de nevastă pentru că a fost mai mult plecat decât acasă. Ai mulțumit vreodată Domnului pentru rugăciunile la care nu ți-a răspuns. Știi cine este El? El este Domnul care locuiește în ceruri. Binecuvântat să fie numele Său. Hai să spun ceva, scritorii Bibliei nu erau nici geologi, nu erau nici arhitecți, nu erau nici astronomi, nici geografi. El nu, scriitorul nu descrie poziția actuală lui Dumnezeu, ci ce vorbește, el, vorbește despre creator și creatură. Doamne, Tu locuiești în cerul, Tu ești creatorul. Eu sunt creația, sunt o creatură care vin din mâna Ta. Nu avem, dragilor, un zeu funcțional care să ne scoată pe noi din criză, e ca genie in the bottle, Duhul ăla în lampa lui Aladdin, când am nevoie vine și îmi plănește trei dorințe. De multe ori așa facem. El nici măcar nu este un zeu care să răspundă în când noi suntem plictisiți, el este Dumnezeul exodului. El este Dumnezeul Paștelui, el este Dumnezeul Sinaiului și al Calvarului. Dacă vrem să-L înțelegem pe Dumnezeu, trebuie să o facem sub condițiile Lui. Trebuie să o facem așa cum vrea el, dacă vrea să-L vedem cu adevărat pe Dumnezeu, noi trebuie să ne asumăm această poziție. Pentru că slujirea, atenție mare, are de face cu mult cu postura noastră. Îmi ridic ochii spre cer, sunt atent la mâna stăpânului, la ceea ce îmi spune stăpânul. Deci mai întâi, slujirea are de face cu poziționarea. Sunt rob, mă poziționez voit sub el. Apoi, atenție mare, slujirea are de a face cu Atitudinea, spuneți toți atitudinea. Milă, Doamne, milă. Cum se uită ochii robilor la mâna stăpânilor și ochii robii la mâna stăpânii ei, așa se uită ochii noștri la Domnul Dumnezeul nostru până va avea milă de noi. Ai milă de noi, Doamne? Ai milă de noi că suntem sătui de dispreț. Slujirea are de-a face cu așteptările noastre. Ok? Convingerea de bază a creștinului este că Dumnezeu acționează și intenționează pentru binele nostru. Da? El nu ne tratează în funcție de prostiile pe care le facem. Faptul că temperatura noastră spirituală mai urcă, mai scade, El ne tratează întotdeauna la fel. El nu ne abandonează când noi îl abandonăm. Atenție mare, foarte important să înțelegem lucrul ăsta. El nu este un Dumnezeu capricios care, cum am spus data trecută, dacă cumva nu te rogi cât trebuie, spune, bye bye, mă duc la ăsta care se roagă cât trebuie, n-am nevoie de tine. Nu, nu, nu. El este olarul care ne frământă și lucrează lutul vieții noastre, formând și reformându-ne până până la urmă, a modelat o viață răscumpărată, un vas care poate fi folosit de împărat. Un vas care poate să fie folosit și folositor stăpânului. Atenție mare! Milă, Doamne, milă! Nu înseamnă că eu îl trag pe Dumnezeu de mânecă sau de poala hainei să împlinească ce vreau eu. Atenție mare! Ci înseamnă că eu vreau să mă aliniez la planul lui Dumnezeu. Te-ai gândit vreodată la asta? De multe ori vă spun, și țineți minte predica cu mitropolia, cu ăla care cerea milă la, în fața la mitropolie, spunea milă, 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 și mi s-a prins becul și am înțeles, ăsta nu e un copil al lui Dumnezeu. Un copil al lui Dumnezeu nu cerșește milă. Nu, nu vrea din partea lui Dumnezeu ca Dumnezeu să împlinească toate dorințele lui. Un copil al lui Dumnezeu știe cine este știe că este copilul lui Dumnezeu. Și când psalmistul spune milă, când noi spunem milă, este de fapt o realiniere a vieții noastre la planul lui Dumnezeu. Este o dorință exprimată a noastră de a primi ceea ce Dumnezeu vrea ca noi să primim. Este o aliniere a vieților noastre. Ne rugăm în milă. Nu fi drăguți cu noi pentru că am fost oameni fain săptămâna care a trecut. Ne rugăm Milă și nu pedepsește-ne pentru răutatea noastră, dar până la urmă, totuși, fieți milă. Nu, nu. Noi, când spunem milă, noi ne aliniem viața, trăim sub milă, pentru că Dumnezeu nu ne tratează ca pe niște străini, da? Atitudinea, și asta slujitorii de la REM aud foarte frecvent, atitudinea dă altitudinea. Atitudinea dă altitudinea, da? Atitudinea mea. Se va reflecta în viața mea, în cum îmi tratez copiii, soția, pe cei din jur. Și dacă am o atitudine corectă față de Dumnezeu, atunci știu foarte bine că Dumnezeu este cel care bine cuvintează, Dumnezeu este cel care mă tratează corect ca un Dumnezeu drept. Da? Deci poziționare, atitudine și în urmă, ne apropiem de final, da. suntem chemați să slujim unui stăpân mai bun vreau să sfârșesc cu ceea ce am început. Psalmistul spune, ne este sătul sufletul de bat jocurile celor îngânfați de disprețul celor trufași. Cum spuneam, trăim într-o societate unde libertatea este pe buzele tuturor. Toată lumea vrea libertate, dar de fapt toată lumea vrea independență. Toată lumea vrea autonomie și am spus că asta este o himeră, asta este o minciună. Deși mult, mulți vor libertate, nu se simt liberi. Auzi, într-o societate liberă, oamenii nu se simt liberi. Trăim într-o națiune de plângăcioși. Da? Toată națiunea noastră, dar societatea toată, toți se plâng. Oriunde ne ducem, întâlnim plângeri. Da? Nu pot cheltui banii cum vreau eu. Nu pot să-mi petrec timpul cum vrea eu, pentru că am școală, job, responsabilități. Tot timpul sunt sub controlul altora. Și totuși, vedem o societate care își dorește libertatea și, într-adevăr, o mulțime din societatea noastră sunt legați, sunt dependenți de droguri, alcool, muncă de asta compulsivă. O mulțime de oameni care încearcă să-și. Hrănească golul ăsta care vrea pe Dumnezeu cu alte lucruri. Oamenii din jurul nostru nu sunt oameni liberi. E bine, creștinul este o persoană care recunoaște că problema noastră reală nu constă în obținerea libertății, ci în învățarea slujirii de la un maestru mai bun. Ok, ce căutăm noi? Noi nu căutăm independența și autonomia. Și noi căutăm și am găsit un stăpân mai bun. Pentru că omul este creat să aibă o conexie. Dacă nu va avea conexie cu Dumnezeu, va avea conexie cu zeii. Și orice persoană, orice activitate în afara lui Dumnezeu creează dependență. Legături demonice. Pentru asta ne rugăm aici. Și asta credem că se întâmplă cu societatea noastră. Stăpânul bun este Dumnezeu și astăzi te chem să schimbi jobul. Să schimbi șeful. Câți de aici n-ați avut, nu ridicați mâna, că poate e aici. N-ați <gântu -i> avut un șef trufaș. Asta vorbește psalmist. Mi, mi mi este sătul inima, mi este viața, mi este sătulă de oameni trufași. Ăsta e stăpânul tur, apric, și cred că Dumnezeu îngăduie ca să avem stăpân de ăștia, ca să înțelegem cine este stăpânul bun. Stăpânul bun este Domnul. Cum era cântarea aia? Nu e o onoare mai mare, nu e altă chemare decât să îngenunchezi la tronul tău. Ce înseamnă asta? Mă poziționez corect. Doamne, Tu ești pe tron, Tu ești creatorul? Eu sunt creatura. Eu sunt slujitorul Tău. Nu caut libertate în afară de tine, că înțeleg că libertatea vine numai prin tine, numai de la tine. Și ce îmi place foarte mult, exemplul lui Hristos din Ioan 13. Și asta cred că a fost cel mai... exemplu cel mai dramatic. Când s-au dus sus să ia cina, cea de taină. Și au dat seama că la intrare nu era un, un rob care să le spele picioarele. Mă pun în mintea lor, se gândeau ok, cine o să ne spele picioarele? Că ei nu puteau să mănânce fără picioarele spălate. Era tradiție. Băi, cred că o să spele Ioan, că ăsta e cel mai mic. A, da, n-are cum, că ăsta e tot timpul cu domnul, tot timpul e cu el acolo, nu? Iuda, că ăsta duce bani, nu? Că ăsta se crede șef. Ce, ce era în capul lor? Oare cine ne va spăla picioarele în seara asta și Wow! Domnul se încinge cu un ștergar și se apleacă să-l spele primul pe Petru. Și Petru spune, nu, Doamne, no, trebuie să te spăl. Și după ce și-a luat, el a spălat picioarele. Atenție, tot dramatismul. Le spală picioarele la fiecare. Vorbește cu Petru, îl mostră. Petru spune, Doamne, și pe cap, te rog. Vă duș? spală după asta pe Iacov, după aceea pe Ioan, după aceea pe, nu, pe toți și la sfârșit îl spală pe Iuda. Și aștergarul îl împăturește. Știu că l-a împăturit, că l-a împăturit și în mormânt. Deci el împăturea și își făcea patul. Mă auzit adolescenților, da? Și a împăturit, îl pune acolo, se îmbracă. Ce era în mintea lor? Wow, maestru, stăpânul, le a spălat picioarele, nu incredibil, nu... Dar el foarte frumos, își ia, se îmbracă cu hainele și spune așa, după ce se așează la masă, gândiți-vă la tot dramatismul ăsta, la toată scena asta, și spune, înțelegeți ce am făcut eu acum? Nu. No. Nu. No. Este peste firea noastră, peste înțelegerea noastră, noi suntem învățați să știm cine e șeful. Trăim într-o lume rea, care ne mușcă. Stăpâni răi, șefi boși, enervanți, soți care sunt ca niște zbiri. Noi nu putem să înțelegem ce ai făcut tu. Voi mă numiți învățătorul și domnul, adică șeful vostru. Și bine ziceți că sunt. Deci dacă eu, domnul și învățătorul, cel mai mare, m-am coborât și v-am spălat picioarele, și voi trebuie să faceți la fel și sunteți datori să vă spălați picioarele unealtora. altora. Asta este modelul pentru slujirea prebiților. Cel mai mare dintre voi trebuie să fie slujitorul tuturor. De altfel, dacă vrei să fii mare în biserică, da, trebuie să fii slujitorul tuturor. Trebuie să fii cel care se coboară și cu păcătosul și cu ăla care are nevoie de consiliere și cu ăla care dă bani și cu ăla care nu dă bani și cu ăla care e în fire și cu ăla care e rece, nu contează. Trebuie să fii slujitorul tuturor. Hristos ce spune aici? Ți-am stabilit un model. Ce am făcut eu, trebuie să faci tu. Un slujitor nu este niciodată mai presus ca stăpânul lui. Da? Un angajat nu dă ordine angajatorului. Dacă înțelegi ce ți-am făcut, atenție, cei de la Rema 2023, dacă înțelegi ce am făcut eu, spune Hristos, așa comportă-te și tu. Așa comportă-te și tu. Mulți creștini sunt robi așteptărilor personale și au făcut un plan. Că toți acum le avem cu business planurile, facem o proiecție, un buget. Mulți creștini și-au făcut un plan pentru viața lor. Numai că s-au poziționat incorrect. În loc să se uite la stăpân, se uite la ceea ce pot face ei. Și mulți creștini nu au ștergarele la ei. Au de toate. Au iPad-uri, au business plan, au prieten, au Biblia semnată, încercuită, dar nu au poziția corectă. Mă uit la mâna ta, Doamne, cum se uită un rob la mâna stăpânului. Mă poziționez corect. Am văzut că tu ai șters picioarele chiar și a trădătorilor. Atenție mare, cea mai liberă persoană de pe pământ este cea care stă la picioarele lui Hristos. Este creștinul care vine duminica fără să fie silit de nimeni în închinare și ridică mâini curate către cer. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului. Deja slujesc de mulți ani și n-am văzut niciodată un slujitor creștin care să se plângă de asuprire. N-am -am întâlnit niciodată un slujitor adevărat care toată ziua să se plângă despre cât de nefericit e el și cât cum îl tratează oamenii și că nu este înțeles și că primește ordine. -am, eu n-am întâlnit. Atenție, un slujitor adevărat. Un slujitor adevărat este îngenuncheat înaintea tronului și el nu mai trebuie să îngenuncheze înaintea nimănui. El știe că chiar dacă oamenii sunt răi, sunt răi pentru că încă nu au un genunchiat și nu au stăpânul pe care trebuie. Dar atitudinea unui slujitor adevărat este întotdeauna cea care îi dă altitudinea, adică îl face să fie întotdeauna bucuros, întotdeauna vesel, întotdeauna liber. Creștinul slujitor, închinătorul slujitor de altfel, este cea mai liberă persoană de pe pământ. Sunteți gata să ne închinăm? Înaintea lui Dumnezeu, sunteți gata să luăm decizii noi? Sunteți gata să devenim slujitori? Liberi? Ok. Ok. Acum vă dau bombele de la final, lucrul cel mai important pe care trebuie să-l luați acasă. Sunteți gata? Închinarea nu este ceva ce faci, ci este ceva ce ești. Ați auzit? Și ultima, slujirea nu este ceva ce faci, ci este ceva ce ești vin aici la biserică, vin aici în prezența Domnului, nu ca să slujesc, în timpul săptămânii nu slujesc, sunt un slujitor. Și e foarte simplu. Dacă sunt, atunci ceea ce sunt dă pe din afară. Binecuvântat să fie Domnul.